Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Post World Happiness Day, nu știu ce, și se face un sondaj global care ia în calcul, stați așa, sprijinul social, adică, mă rog, solidaritate, dacă ai probleme, cine te ajută pe stradă când vrei să traversezi strada? Veniturile, sănătatea, libertatea, generozitatea și nivelul corupției și, pentru al șaselea an la rând, Finlanda. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda. Finlandezii? Bă, da, tu știi ce frig e acolo? Asta dacă are rost... Frigul nu se ia, temperatura nu se ia în calcul la sondajul ăsta? Și aia nu râd tare ca să nu deranjeze pe nimeni în Finlanda. Cine ne ascultă din Finlanda? Dați-ne și nouă un mesaj. Călin ne ascultă din Finlanda. Călin. Stai așa, că ne dă și Călin. Și restul prietenilor. Eu cred că știu cum se încălzesc acolo. Stai să-i întrebăm ceva. Cum sunteți voi fericiți în Finlanda? De ce sunteți voi fericiți în Finlanda, Căline? Și mai zine, cine pe locul mai avem așa, pe următoarele locuri. Deci asta mi se pare fascinant. Pe primele locuri, în topul global al fericirii, așa, avem așa, Finlanda pe primul loc, după care Danemarca, Suedia, Norvegia și Islanda în top 10. Practic e același lucru. Scandinavia, da, practic e același lucru, da. Înțelegi? Măi, de ce, voi de ce sunteți, mă, țări diferite acolo, în primul rând? Da. Și doi, pentru ascultătorii noștri, finlandezi, danezi, suedezi, norvegieni și islandezi, ne ascultă cineva în Islanda? Mă, de ce sunteți voi fericiți asta? Nu, adică de ce e fericire în țările astea ale voastre? De ce? Ce se întâmplă? Dați-ne mesaje 07 sau sunați-ne 0372 069599 dacă puteți să ne sunați la ora asta, să vorbim nițel. Da, mie mi se pare că ar trebui să ținem cont de temperatură, sincer. Adică, serios, nu poți să fii fericit la minus 12 grade, 15 grade, 18 grade, cu minus. Cu schimbarea climei, cred că... Am văzut că nu mai e unde eu stau așa ceva. Pleacă-mă de aici, ia, trebuie să... Odată. Ia să vedem. Vodka e scumpă. Helsinki. Pe ultim... Acum mergea prin Feroe în short. Uite, poftim. În Feroe ne bat. Sunt 0 grade la Helsinki la ora. Da, și la noi 0 grade plăcut. La noi cred că sunt vreo 7. 0 grade corect. 8, 6. Pe ultimul loc al clasamentului se află Afganistan. Asta, sunt foarte nefericit după ce talibanii au zis să fie date afară rudele din ministere. Da. E o problemă. Da. Pentru... Da. Cine ne ascultă în Afganistan? Dragi afgani, români. Dacă lucrează... O fi vreun român, mă? O mai fi vreun român prin Afganistan? În Afganistan? Da. Sincer, nu cred. Nu mai avem cu armata? Nu, păi s-au retras. S-au retras. La revedere. Deci nu cred că mai e niciun român în Afganistan, îmi pare rău, dar am văzut destui afgani pe aici prin România, am putea să vorbim cu ei. Băi, apropo, paranteză, am văzut ieri pe Reddit formidabil. Deci era un băiat, un Sri Lankez, care stă de 3 ani în România. Așa. Posta pe Reddit o mică intervenție într-o română aproximativă, dar mai bună decât româna pe care o vorbesc foarte mulți români, din păcate. Și spunea, întrebați-mă orice, eu am venit aici la muncă. Și unul întreba, cum ți se pare România? Și spunea că îi place aia, nu știu ce, și încheia așa. Ce nu-mi place sunt lucrurile care nu vă plac și vouă. Și le întreba, adică uite, mă enervează când văd la reportajele Recorder ce se întâmplă în țara asta. Băi, băiatul, incredibil. Și el, săracul, după 3 ani era deranjat de corupția semnalată. Deci, până și străini, până srilanchezii care vin aici la muncă, vorba aia, ce să facă el muncă de srilanchez în România, e deranjat de corupția din România semnalată de Recorder. Cineva a găsit explicația, Delia, pentru care în Finlanda pare a fi bine, zice, finlandezii au cea mai mare rată a divorțurilor, o fi asta? Da. Nu în privința topului fericirii, România este pe locul 24 din 137 de țări. Suntem în fața Poloniei, pe locul 39, a Ungariei, pe locul 51 și a Bulgariei, pe 77. Da, bulgari, tătă, v-am bătut, tătă, la fericire, tătă, suntem, noi suntem pe 24, ei pe 77. Cine ar fi crezut? Așa ce suntem peste bulgari? Mult, de 3 ori mai bine decât bulgari. Bulgaria sunt niște posaci. Deci vedeți, mă, bulgarilor, că nu contează autostrada voastră de centură la Sofia? Da, noi avem, suntem de 3 ori mai fericiți ca voi. Mergi prin satele alea, prin Bulgaria și ești că-s părăsite, nu e unul la poartă. Stau în casă, nu știu ce că da, sunt așa. Sunt toți pe pâncuțe, pe alea, mai consumă ceva, mai e o cineva spune și sunt de acord, Grecia ar trebui să fie pe locul întâi. N-am văzut tot topul. Dar nu e în top, nu știu pe unde e, că să caut. Nu meleagurile contează, ci oamenii ce le populează. Am vorbit de... Grecia muncesc de rup, săraci, adică noi mergem acolo și ne distrăm, dar aia plebretesc, adică nu e... Cine muncesc, grecii? Da, hai mă, fi serios, aia cu... Muncesc eu în general mă întâlnesc cu ea cu taverne. Păi ai văd. Păi da,
prietene, dar dacă te împrietenești cu vreunul și stai de vorbă, o să spună că 6 luni pe an muncesc pe brânci, da. După care nu e sezon, că nici la ei sezonul nu e chiar atât de lung cum credem noi. Eu sunt adeptul acestei filozofii. Bă, cât e de muncă, munciști, în rest, odihnește-te. Bun, dar voi, colegi, deci, în primul rând, hai să facem așa. Locul România, locul 24 din 137 în topul global al fericirii. Mi se pare aproape incredibil. Fraților, mi se pare bine. Da, incredibil de bine. Vă simțiți fericiți de locul 24 din 137? Nici la fotbal nu mai suntem așa. Exact. Cam de ce loc vă simțiți fericiți sau nefericiți? Și de ce? Adică ce vă face mai vesel? Ce vă întristează în țara asta? 0372069599. Avem un subiect de dezbatere poate mai lejer, dar cine știe? Luca a zis că este chiar filozofic. Poate fi și filozofic, depinde în ce direcție vreți să vă duceți. Deci, măi nene, suntem de locul 24 sau i-am păcălit din nou? Cam de ce loc ar trebui să fim și de ce? Eu mă simt, sincer, eu mă simt așa cam de locul 20. Că îmi place emisiunea, vin dimineața, râd cu voi și după aia mă duc și dorm la prânz. Deci doar de locul 20 suntem noi? Măi, nu pot să concurez cu finlandezii, scandinavii alea, că mi-e frică să ajung în frigul lor. Grecii nu sunt în acest top pentru că ei sunt undeva mult mai sus, acolo, da, cu zeii, nu cu fericiții de rând. Uite aici lume fericită! În Spania! Căldură, frumos! Ah, frumos! Așa ar trebui, măi, să arate fericirea. Asta? Ia să caut eu topul. A venit un mesaj din Suedia, da, de la Cosmin. Ia să vedem. Bună dimineața, Cosmin din Stockholm. Da. Locuiesc din 2015 în Stockholm, dar înainte, da, era bine. Dar acum la salariile 3.000 și ceva de euro pe lună, un litru de motorină, benzină, costă peste 2 euro. Nu știu cine fac clasamentele ăștia, dar să-i dea bani înapoi, că sunt puțin fake. Vă salut, Cosmin din Stockholm. Da. Mulțumim, Cosmine. Ce să zicem, Cosmine, asta ai tras tu bățul scurt, că s-a scumpit benzina acum, da. Mă rog, suedezii se declară fericiți, poate. Benzina e scumpă și la noi, și în la noi raport scumpă, cu, da, salariile noastre, cred că diferența e mult mai mare. Da. Valentin, bună dimineața! Salutare! Bună dimineața! Bună dimineața, Valentine! Ia zi, nivelul tău de fericire cam care e? Adică ar fi așa 24 din 137 sau pe unde? Cred că... Eu vă sunt din Danemarca și cred că sunt acolo în primele 10 locuri. Bă, dar de ce e așa fericire în Danemarca? Eu am fost odată într-un weekend în Copenhaga și, sincer să fiu, nu m-am așteptat să fie chiar atât de scump. Adică știam că e atât de scump. Nu prea ai fost fericită? Nu am fost. Da, dar erai român în Danemarca. Mă, nene, era atât de scump totul. Ei, nu știu dacă i-ai observat, probabil că nu i-ai observat. Stau pe lângă magazine și vă văd pe voi, turiștii care vă duceți acolo, și sunt fericiți că cineva plătește prețurile alea. Da, zi Valentin. Ideea legată de chestia asta cu prețurile foarte ridicate, eu cred că este o balanță. Nici o țară din lumea asta nu să fie income-ul foarte sus și prețurile foarte jos. Așa. Deci este o balanță acolo. Legat de fericire, cred că cel mai important este că nu avem contact direct cu autoritățile. Totul este online. La grădiniță, la școală, nu se cer bani pentru rechiziții, pentru școală, pentru renovat, pentru whatever, deloc. Lipsesc niște griji, practic. Aici te înțeleg perfect. Eu trebuie să-mi schimb buletinul. Acum am uitat ce acte am nevoie și ce trebuie să fac și trebuie să-mi iau concediu. Adică mă doare capul deja. Te înțeleg perfect. De exemplu, la un moment dat am lucrat, jobul era la 50 de kilometri de casă și făceam 45 de minute, trecând prin mai multe localități. Adică mi se pare foarte, foarte tare chestia asta. Cu trenul, nu? Cu trenul. Nu, cu mașina. Cu mașina? Cu mașina. Cu mașina, da, 45 de minute. Uh-huh. O altă chestie, cumpărați-mă o mașină prin 2015 și 5 ani de zile n-au auzit un claxon la mașina aia. Uh-huh. Pentru că nu claxonați niciodată în trafic, în link. Da, e vina ta. Păi și era piață, era liber. Da. De ce nu învăța să claxoneze? Bine, Valentine, îți mulțumim tare mult pentru experiența ta. Ai grijă ce faci acolo, de remarcă. Cristi, bună dimineața! Salutare, Cristi! Bună dimineața! Bună. Păi vedeți de unde costă fericirea? Mm. Probabil că bulgarii nu sunt atât de fericiți ca o centură, că toți spuneau la referitor la chestia asta și noi suntem bucuroși că avem centura aia foarte aglomerată a Bucureștiului. Da. Probabil că fericirea, vezi, costă bunăstarea fiecăruia în parte, a individului și nenaia, ăștia schimb. Și referitor la nord, deci probabil că de-aia sunt mai fericiți. Mm-hmm. Eu consider că, na, suntem undeva
normal, sau poate... Da, suntem bine, nu, 24 din 137 suntem... Ți se pare normal? Da. Adică ar fi mai sus sau mai jos din punctul tău de vedere, de fapt? Nu, mai jos nu cred. Eu zic că cam pe acolo este, știi? Aha. Acum nu știu de ce am fi noi mai fericiți decât Ungaria sau fată de Polonia, care, să zicem, poate din, nu știu, Ungaria, dar cel puțin Polonia, din punct de vedere economic, cred că stă mult mai bine decât România. Dar asta, mai bine, nu stă neapărat în dar probabil, adică nu e doar o chestie de venituri. Că nu doar veniturile te fac fericiți, nu doar obiectele pe care le cumpărăm, pe care le deținem, ci și, sau mai ales, relațiile cu ceilalți, relațiile cu vecinii, cu prietenii, exact. Timpul liber. Gândește-te la un lucru, că până la urmă urmei sunt oameni care sunt, să zicem, mai săraci din punct de vedere financiar și oamenii sunt fericiți pentru că probabil au familie, au, știu, copil, au ceea ce e la nivelul ăla și probabil că nu asta constă poate uneori fericirea, știi, nu neapărat în partea materială. Uite, poate discutăm odată, am văzut, trebuie să caut informația respectivă, am văzut un sondaj european despre încrederea în cei de lângă noi. Și românii stăteau cel mai jos în topul ăsta. Noi nu avem încredere în alți români. Mai avem câteva secunde să vedem de ce e fericită Anica. Bună dimineața! Bună, Anica! Bună! Din Norvegia. Aha. Aș vrea să vă corectez în primul rând. Țările nordice nu sunt o supă toți împreună. Fiecare țară este individuală cu specificul și cultura ei. Uh-huh. Că sunt plasate geografic împreună, e... știu să profite de asta. Da, cred evident că era o glumă, care... dar mulțumesc că ai precizat asta ca să nu se creadă altceva, sigur. Exact, mulțumesc și eu. Da. Că despre Norvegia, în care locuiesc de peste 30 de ani, aș putea să spun că acest popor este fericit. Pentru că sunt cumpătați, sunt modești, sunt solidari și sunt... au încredere. Unii în ceilalți. Mulțumim foarte mult. Nu mai avem timp. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.